Am văzut în ultimul nostru studiu cum Dumnezeu și-a dăruit Fiul ca să fie un exemplu pentru noi, ca noi să-l urmăm în ce privește smerenie. Păcatul a venit în lumea aceasta prin mândria lui Lucifer, care a devenit Satan. Mântuirea a venit prin opusul acesteia, prin Isus care s-a smerit. Poate nu ne dăm seama cât de importante sunt aceste două lucruri: mândria și smerenia. Dar Biblia nu spune că Dumnezeu stă împotriva curvarilor, sau criminalilor, sau hoților, sau celor geloși și mincinoși, ci Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dacă este un grup de oameni, pe pământ, cărora Dumnezeu le stă împotrivă la maxim, aceștia sunt cei mândri. Aceasta vedem și în atitudinea lui Isus față de oamenii pe care i-a întâlnit pe pământ. El nu a condamnat femeia prinsă în preacurvie. El i-a spus, nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. A fost un om la scăldătoarea Betezdei care a păcătuit și ca rezultat s-a îmbolnăvit și a zăcut 38 de ani. Isus nu l-a condamnat, ci l-a vindecat. Și i-a zis în Ioan capitolul 5 să nu mai păcătuiești. Altfel, ți se va întâmpla ceva mai rău decât până acum. Dar nu l-a condamnat. A fost un tâlhar pe cruce, care probabil a fost un ucigaș și un hoț pentru mulți ani. Dar Isus nu l-a condamnat, ci a spus, azi te voi duce în rai, pentru că am văzut că te-ai pocăit. Uitați un alt caz al unei femei din Samaria, care era divorțată de cinci ori și acum locuia cu un bărbat cu care nici nu era căsătorită. Era al șaselea ei bărbat. Tu ce ai fi făcut cu o asemenea femeie? Te-ai fi gândit vreodată că Dumnezeu se poate folosi de o asemenea femeie? În Ioan, capitolul 4, citim că Isus a stat de vorbă cu această femeie și cu răbdare i-a vorbit despre închinarea înaintea lui Dumnezeu. El i-a câștigat inima. Sunt sigur că a făcut-o să se îndepărteze de viața de păcat, arătându-și simpatia și mila într-un mod în care ea nu a mai experimentat din partea niciunui om din Samaria. De ce credeți că a venit această femeie ca să scoată apă la amiaz? La țară nu merge nimeni să scoată apă la amiaz. Toți merg dimineața de vreme. Femeile merg dimineața de vreme pentru că au nevoie de apă pentru toată ziua. La amiaz nu merge nimeni acolo. Isus era singur acolo, îndemnat de Duhul Sfânt să stea acolo. Și atunci, această femeie vine la fântână pentru că ea era ținta batjocorii tuturor oamenilor din Samaria. Deci ea nu dorea să meargă la fântână când toate femeile erau acolo. Ea vroia să meargă când nu era nimeni acolo. Și a fost surprinsă să-L întâlnească pe Isus. Isus n-a condamnat-o niciodată ci a încurajat-o să se lase de viața de păcat și a trimis-o înapoi în Samaria ca să aducă acolo cea mai mare trezire care este descrisă în Evanghelii, făcută prin altcineva decât prin Isus. Nici unul dintre apostoli nu a putut face o asemenea trezire ca această femeie divorțată de cinci ori. Care s-a dus prin orașul Samariei, și prin care așa de mulți oameni au venit la Isus. Și apoi au crezut în El. Scrie că ei au crezut în Isus datorită celor mărturisite de această femeie. Deci, așa a fost Isus. El nu a condamnat pe niciunul din acești oameni. Acum să vedem cum a vorbit el cu fariseii mândri. Fariseii, când mergeau să se roage, se uitau de sus la alți oameni care nu erau așa de buni ca ei. Așa fac mulți creștini și astăzi. Se uită de sus la alți oameni din alte denominații sau la alți credincioși care ei consideră că nu sunt la fel de duhovnicești ca ei, pentru că ei au o anumită înțelegere sau anumite experiențe pe care alții nu le-au avut. Creștinismul este plin de astfel de oameni aroganți care se numesc pe ei înșiși creștini. Ei sunt mai aproape de diavol decât de Isus Hristos, pentru că sunt mândri. Pe vremea lui Isus, astfel de oameni erau farisei, ipocriți, mândri, uitându-se de sus la alții. Isus a avut pentru ei cele mai dure cuvinte de mustrare. El i-a numit un neam de vipere, i-a numit șerpi i-a numit morminte văruite pe din afară, iar pe dinăuntru pline de oasele morților. Le-a spus că sunt ca un vas curat pe din afară, dar care este murdar pe dinăuntru. Le spunea, cum veți scăpa voi de blestemul iadului? Cui a vorbit Isus astfel de cuvinte? Unor oameni care erau religioși, care mergeau în fiecare sâmbătă la sinagogă, care cunoșteau Biblia, care se rugau, care posteau, dar care avea o mare problemă, și anume păcatul mândriei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Deci mândria și smerenia sunt lucruri foarte serioase. Smerenia este pământul din care pot crește toate celelalte virtuți ale lui Hristos. Ați observat în Galateni 5 cu 22 și 23, unde este enumerată roada Duhului Sfânt, că smerenia nu este deloc menționată acolo. Nu-i surprinzător aceasta? Roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor sau autocontrolul. De ce nu este menționată deloc smerenia? Pentru că smerenia este pământul din care cresc aceste roade. Harul este ca ploaia care cade pe acest pământ pentru a produce roada Duhului. Nu poți primi acea ploaie de har decât dacă ești smerit. Dumnezeu dă har doar celor smeriți. Și lucrul acesta este foarte important, pentru că mesajul principal al noului legământ este că noi putem birui păcatul. Isus a venit în lume ca să salveze pe oameni de păcatul lor. Cum se face că majoritatea creștinilor sunt încă înfrânți de păcat? Cum se face că majoritatea, dacă întrebi și dacă sunt sinceri, îți vor spune că încă sunt biruiți de mânie, poftesc cu ochii, uneori sunt geloși, iubesc banii, Mulți din ei au o amărăciune, au dispoziții proaste, sunt descurajați și se condamnă pe ei înșiși și alte lucruri de felul acesta. De ce este așa? Vă voi răspunde într-o singură propoziție. Ei nu primesc har. Au primit har pentru iertarea păcatelor și s-au oprit acolo. Ploaia nu cade pe pământul lor așa că nu se fac roade. De ce nu cade ploaie pe pământ? Pentru că Dumnezeu dă harul lui numai celor smeriți. Este o anumită mândrie în viața acestor creștini care îi împiedică să primească har. Ei se uită de sus la alți oameni. Deci, observați că smerenia este foarte, foarte importantă. Este fundamentală. Și este foarte ușor să fii mândru. Unul din cele mai ușoare lucruri din viața noastră este să ne mândrim. Să ne mândrim cu ceva ce Dumnezeu ne-a dat sau cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Poate Dumnezeu ți-a dat o față care arată bine și asta e de ajuns să te facă să te mândrești. Sau Dumnezeu îți dă inteligență, mai mult ca altor oameni. Asta e de ajuns să te facă mândru sau îți dă un loc de muncă mai bun, sau familia ta este o familie bogată, sau într-o poziție înaltă, care te face să te uiți de sus la alții. Dumnezeu este dușmanul tuturor acestor oameni. Nicăieri în Biblie nu scrie că Dumnezeu este dușmanul criminalilor sau hoților sau preacurvarilor, dar este adversarul celor mândri. Eu îmi imaginez cam așa. 1 Petru capitolul 5 versetul 5 scrie că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smerițele dă de har. Deci, dacă ești smerit, Dumnezeu va merge înapoi a ta și te va împinge înainte, sau de jos în sus. Dar dacă ești mândru, Dumnezeu va merge în fața ta și te va împinge înapoi. Va fi deasupra și te va împinge în jos. Dacă Dumnezeu te împinge înapoi și în jos, nu mai ai nicio speranță. Mai bine să-l ai pe Dumnezeu care să te împingă în față sau în sus. Și va face aceasta pentru cei care sunt smeriți. El le dă har. Biblia spune în Romani 6, versetul 14, că atunci când un om primește har, el poate birui păcatul. Deci, ori de câte ori ești biruit de păcat, fie că este mânie, pofta ochilor, amărăciune, gelozie, iubire de bani, poți fi sigur că motivul pentru acestea este că nu ai primit har. Pentru că dacă ai primi har, păcatul nu ar mai avea putere asupra ta. Roman 6 cu 14 este foarte clar. La fel de clar cum 2 plus 2 este 4. Nu este nici 3,9, nici 4,1. Este 4. Și dacă harul vine peste tine, vei avea biruința asupra păcatului. Nimic nu poate împiedica acest lucru. Atunci de ce nu ai biruința asupra păcatului? Pentru că nu ai primit har. Și de ce nu ai primit har? Pentru că ești mândru. Acesta este singurul motiv pentru care oamenii sunt biruiți de păcat. Orice creștin din lume care este biruit de păcat trebuie să fie confruntat cu faptul că este o mândrie în el care îl împiedică pe Dumnezeu să-i dea har. Și de aceea este biruit. Deci ce trebuie să facă? Să meargă înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, te rog, dăm lumină să recunosc mândria din mine. Pe care eu probabil nici nu o văd. Eu cred că mulți creștini nu văd cu adevărat mândria din ei. Ei consideră că sunt smeriți. Unii foarte mândri cred că sunt complet smeriți. Sunt mândri de smerenia lor sau de ceea ce ei consideră că este smerenie. Te poți mândri de cunoștințele tale biblice. Mulți creștini au o astfel de mândrie. Sunt mândri de darurile Duhului Sfânt pe care Dumnezeu li le a dat. Orice fel de mândrie, că ai un dar spiritual, mândrie de cunoașterea Bibliei, mândrie datorită lucrării care ai făcut-o pentru Dumnezeu, orice fel de mândrie în ceea ce ai realizat, va aduce întotdeauna împotrivire din partea lui Dumnezeu. Va lupta împotriva ta cu putere, pentru că el stă împotriva celor mândri și de har celor smeriți. De aceea Satan a devenit Satan. El a fost dat afară din cer imediat. Deci mai întâi noi trebuie să vedem slava lui Sus în smerenia lui. Devenirea lui ca om. Și devenind ca om s-a făcut slujitorul tuturor. Întotdeauna atitudinea lui Sus față de oameni a fost Eu sunt slujitorul vostru. Sunt aici să vă slujesc. Știți că obiceiul în acele vremuri era să spele picioarele celor ce intrau în casă. Pentru că drumurile erau prăfuite. Oamenii nu purtau pantofi, ci sandale. Să mergi cu sandale pe drumuri prăfuite este greu. Și ce răcoritor este să te speli pe picioare cu apă rece sau cu apă caldă. Acele case aveau la intrare un lighean cu apă, un prosop, o mătură și un sclav. În casele bogate erau sclavi și imediat ce veneau oamenii, ei spălau picioarele tuturor celor ce veneau să ia masa. Dar în casa aceasta, unde Isus lua ultima cină, Isus a fost într-o casă unde nu era nimeni, pentru că a vrut să fie singur cu ucenicii lui. Deci o persoană amabilă i-a oferit casă. Acolo nu era nimeni, niciun rob, pentru că Isus nu dorea pe nimeni. Deci persoana a pus mâncarea pe masă, ligianul cu apă, prosopul, totul era acolo. Dar nu era niciun sclav. Așadar, toți ucenicii și Isus au venit cu picioarele prăfuite în casă. Toți au văzut ligianul cu apă și știau că cineva trebuia să spele picioarele oamenilor, dar nu era niciun rob acolo. Toți au fost prea mândri să o facă ei înșiși. Și toți au mers și s-au așezat la masă, pentru că fiecare persoană este importantă în felul ei. Petru credea că este șeful apostolilor. Matei zicea că a fost șef la vamă. Ioan zicea că el este cunoscut de marele preot și nu se poate ocupa de lucruri așa înjositoare ca acestea. Fiecare avea un motiv. Unul era mai deștept, unul mai mare, unul mai important. În cele din urmă, Isus ia ligheanul și zice: „Aceasta este slujba mea. Eu am venit pe pământ să fiu un slujitor.” Și ia ligheanul și spală picioarele ucenicilor, și toți s-au simțit rușinați. Acesta este modul în care Isus își încheia viața. Așa de mulți oameni din lucrare creștină când ajung la sfârșitul vieților lor pe pământ vor titluri, vor o anumită poziție, vor onoare, vor să fie capul vreunei organizații, vor să fie în frunte, vor directori. Iisus n-a fost director. El a fost un slujitor, un rob. Și în ultima zi a vieții lui, îl găsim spălând picioarele ucenicilor săi. Vreau să vă întreb ceva. Este acesta și celul vostru cel mai mare în viață? Aveți această dorință că atunci când veți ajunge la sfârșitul vieții, după ce l-ați slujit cu credincioșie pe Dumnezeu timp de 50-60 de ani, în ultimele zile ale vieții voastre să vă găsiți spălând picioarele ucenicilor lui Isus, curățindu-le murdăria. Cât de rar, cât de rar găsește acest lucru chiar printre cei care predică sfințenia și sfințirea, pentru că oamenii n-au văzut slava smereniei lui Isus. Nu i-au văzut smerenia și felul cum a venit din cer aici jos pe pământ, până la picioarele ucenicilor. În timpul când se petrecea acest lucru, ei discutau cine să fie mai mare între ei. Luca 22. Este un contrast uimitor între Duhul lui Isus care spală picioarele ucenicilor și ucenicii care stau la masă și se întreabă cine este mai mare între ei. Cine este cel mai important dintre ei? Aceasta era discuția lor. Isus i-a corectat și le-a zis: Voi nu trebuie să fiți ca oamenii din lume, care au autoritate asupra altora, care îi stăpânesc pe alții, care le spun oamenilor ce să facă. Nu. El le zice: Voi trebuie să fiți slujitori sau robi. Apoi spune: Cine este mai mare la masă? Cel care stă la masă și mănâncă? sau cel care servește și spală picioarele oamenilor. Cel care stă la masă este mai mare, dar el le spune, uitați-vă la mine. Eu sunt aici ca unul care slujește. Și a lăsat astfel un exemplu. El nu a spus doar cuvinte. Așa cum am spus într-un studiu trecut, în Vechiul Testament aveau învățături, porunci. De exemplu, fi smerit. Dar în Noul Legământ avem un exemplu. Iisus care spune, urmați-mă, faceți ce fac eu. Deci noi trebuie să vedem și să înțelegem gloria smereniei lui Isus. Vreau să mai vedeți un exemplu de smerenie a lui Isus. În Evanghelia lui Matei, citim cum odată Isus a scos afară draci. Un om demonizat a fost adus la Isus. Era orb și mut. Gândiți-vă la aceasta. Să fii mut este destul de rău. Să fii orb e și mai rău. Aici era un om care era și orb și mut. De îndată ce l-a văzut Isus, a știut că era un demon. A alungat demonul și ochii orbului s-au deschis și a putut să și vorbească. Un demon l-a făcut orb și mut. Și oamenii au fost așa de încântați și spuneau, acesta trebuie să fie fiul lui David, trebuie să fie Mesia cel promis. Dar fariseii erau geloși. Ei nu puteau să scoată demoni afară. Nu puteau să vindece niciun orb sau mut. Și astfel, gelozia lor l-a făcut să-L acuze pe Isus, astfel încât oamenii să nu meargă după El. Acest duh poate fi găsit și astăzi. Ori de câte ori există un om mai talentat ca tine, și oamenii sunt atrași spre el, îți vine să spui ceva astfel încât să-l dărâm. Acesta este duhul fariseilor. Deci ei au spus, nu, acest om scoate dracii prin puterea lui Belzebul, domnul dracilor. Matei 12 cu 24. Și l-au numit Belzebul. Știți ce a spus Isus? Versetul 31. Adevărat vă spun că orice păcat și orice hulă va fi iertată oamenilor în afară de hula împotriva Duhului Sfânt. Și dacă veți spune un cuvânt împotriva mea, Fiul omului vi se va ierta. Deci când oamenii l-au numit Fiul Dracului, el ce a făcut? I-a iertat. În vechiul legământ n-a fost așa. În Cartea Numeri, capitolul 12, citim despre un incident cu sora și fratele lui Moise, Maria și Aron. Maria a fost cu 10-12 ani mai mare ca Moise. Ea a văzut-o pe fata lui Faraon, luându pe micuțul Moise din coș. Și ea a considerat că are autoritatea asupra fratelui ei mai mic. Aaron a fost și el mai mare ca Moise. Și ei au vorbit împotriva lui Moise. Pentru un lucru mic. De ce s-a căsătorit el cu acea femeie străină? Dar nu era treaba lor cu cine s-a căsătorit Moise. Prin aceasta Moise nu a călcat nicio poruncă. Nu era pe vremea aceea nicio poruncă despre astfel de lucruri. Legea a fost dată mai târziu, chiar prin Moise. Când Moise a auzit lucrul acesta, nu s-a mâniat deloc pe ei, dar Dumnezeu a spus, acest lucru este serios. Cum îndrăzniți să vorbiți împotriva slujitorului meu? Și știți ce s-a întâmplat? Spune mai jos în versetul 10 din numer 12 că Maria a avut imediat lepră. Imediat. Spune că fața ei și trupul I s-au făcut albe ca zăpadă. Dintr-o dată, în mod normal, lepra apare încet, dar ea a fost leproasă dintr-o dată. Numai pentru că a spus un cuvânt împotriva lui Moise. De ce s-a căsătorit cu acea femeie străină? Nu e un păcat așa de mare să spui un astfel de lucru, dar a vorbi împotriva unui slujitor al lui Dumnezeu este un lucru serios. Și Dumnezeu a judecat. -o. Deci, când cineva a vorbit împotriva lui Moise, a primit lepră. Dar când cineva a vorbit împotriva lui Isus și l-au numit așa de urât, Belzebul, știți ce au primit ei? Iertare. Vedeți aici diferența dintre Moise și Isus? Diferența dintre vremea legii și vremea harului? Aici vedem smerenia lui Isus. În Matei 12, cu 32 spune, Ați vorbit un cuvânt împotriva mea? Eu sunt un om obișnuit. Sunteți iertați. Dar el era fiul lui Dumnezeu, nu un om obișnuit. Era Dumnezeul la tot puternic, egal cu Tatăl Său din eternitate, dar a trăit pe pământ ca un om obișnuit și s-a numit pe sine Fiul Omului. Fiul Omului. Așa a fost El și el a ales să fie numit așa. Deci, ce le-a spus? Sunteți iertați. Și nu numai ei, ci oricine. Nu numai voi, fariseilor, ci și peste 2000 de ani, oricine vorbește vreun cuvânt împotriva mea, este iertat. Gândiți-vă la toate lucrurile spuse de oameni împotriva lui Isus în ultimii 2000 de ani. Unii au spus că a fost un fiu nelegitim, că a fost homosexual, Că a fost căsătorit cu Maria Magdalena, s-au spus o mulțime de minciuni împotriva lui Isus. L-au insultat în tot felul, dar gândiți-vă la smerenia lui. Nu a spus niciun cuvânt de judecată din cer asupra lor. El putea să-i umple de cancer, de lepră, de sida, de orice altceva, ca judecată, dar n-a făcut-o. Aici vedem smerenia lui și acceptarea lui de a primi insulte. Când l-au scuipat, el nu a spus nimic. Când l-au pălmuit, a spus numai De ce mă bați dacă am spus adevărul? Dar când l-au pălmuit din nou, n-a spus nimic. Când l-au făcut să sufere, Biblia spune că nu a amenințat. În 1 Petru, capitolul 2 spune aceasta. Aici vedem smerenia lui. 1 Petru 2 cu 23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Când era chinuit, nu amenința. El n-a spus, stați să vedeți ce o să vă fac când mă voi întoarce ca judecător al pământului. N-a spus niciodată aceasta. El nu a amenințat niciodată pe oameni. Oamenii mândri îi amenință pe alții. Îi amenință pe cei care lucrează în birourile lor, îi amenință pe slujitorilor, își amenință copiii, vecinii, oamenii din jur și le spun, voi nu știți cine sunt eu și ce pot să vă fac. Iisus n-a spus niciodată asta. El n-a spus, nu știți cine sunt eu? Vă spun eu. Vă învăț eu o lecție. Nimic din acestea. Numai oamenii mândri vorbesc așa. Oamenii mândri vorbesc așa cu cei care sunt mai jos ca ei în societate. Iisus s-a considerat pe sine însuși mai jos ca toți. Și a spus, indiferent ce veți spune împotriva mea, sunteți iertați. Vedeți ce rar este de găsit smerenia lui Hristos printre creștinii de astăzi? De ce este așa? De ce se luptă creștinii așa de mult și se ceartă unul cu altul? Un singur motiv. Sunt mândri. De ce sunt mândri? Pentru că nu au văzut slava smereniei lui Isus. Nu au meditat la Scripturi pentru a-i vedea slava. Dacă ar fi văzut-o, și-ar fi schimbat viața complet. Biblia spune că Duhul Sfânt ne poate schimba după asemănarea cu Hristos numai după ce vedem lucrul acesta. Dacă refuzi să-L lași pe Duhul Sfânt să-ți arate slava lui Iisus din Scripturi, nu vei fi niciodată ca El. Primul pas, 2 Corinteni 3 cu 18. Acesta este cel mai clar verset care descrie lucrarea Duhului Sfânt. Acolo scrie că Duhul Sfânt ne arată slava lui Iisus Hristos. Apoi, al doilea pas, ne schimbă în același chip cu a lui. Deci vreau să vă încurajez, dragi frați și surori, lăsați pe Duhul Sfânt să vă arate gloria lui Isus Hristos în Scriptură. Un loc bun de început este să vedeți smerenia lui în diferite circunstanțe. Când citiți Evanghelile, nu le citiți ca pe o poveste, ci căutați să vedeți gloria lui Isus în modul cum Isus a reacționat cu diferiți oameni. În diferite situații, modul cum a reacționat atunci când a fost insultat de oameni. Domnul să vă ajute să vedeți aceasta. Și fie ca Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe mine să-l urmăm și să devenim ca el. Dumnezeu să vă binecuvinteze.